Bună ziua, cum ați intrat în mașina asta? Ați băut? Ați consumat băuturi alcoolice? De unde veniți? Cine a fost șoferul mașinii? Și aici, în mașina din față? Cei doi de acolo. Băieții? Vă zic, ce s-a întâmplat? Deci părea că a dormit la volan, adică avea privirea în jos, nu se uita la drum. Nu. Și s-a băgat pur și simplu, s-a băgat în fața. Da, deci nu, ce s-a întâmplat? Mergeam pe stradă, îl văd de departe că cineva vrea să-l depășească. A zis că până ajunge la momentul respectiv, se vor dona lucrurile. Văd că a început să iasă din banda lui, opresc. Omul nu îmi dădea niciun semn că s-ar opui, venea spre mine. Vreau să dea un spate, dar era deja o mașină acolo, nu mai aveam loc. Așa că n-am avut ce să fac, am pregătit pe timpac. Nu pare a fi bolnav, piat sau... Da, piat sau drogat, ceva, substanțe... Nu-i în față, ce-i la cum aici? Nu-i în față, ok. Oricum, a chemat cineva ambulanța? Da, e pe drum, trebuie să... Atunci așteptăm.